Laurențiu Ploscaru este medaliat la mai multe olimpiade internaționale de matematică și este considerat un geniu în acest domeniu. Toamna trecută, elevul vâlcean a depus o aplicație deschisă, în urma cărei a fost acceptat la 5 dintre cele mai bune universități din Regatul Unit și din lume. Partea principală constă într-un eseu pe care trebuie să-l scriu, în care trebuie să spun ce am făcut eu și de ce vreau să merg acolo și diverse date. Poți să-ți mai ceară să dai anumite examene, de exemplu Oxford și Imperial. Mi-au cerut să dau un test la British Council de matematică. Cei de la Oxford m-au chemat la interviu, iar celelalte m-au acceptat direct. A fost admis la toate, deși concurența a fost una mare și cel mai probabil va ajunge să-și continue studiile la Universitatea Oxford. Cel mai mult îmi doresc la Oxford să merg și mă tentează foarte mult și Imperial, iar pe restul le-am ales cum ar veni așa mai mult de siguranță. Laurențiu Ploscaru nu știe exact ce o să-i rezerve viitorul, dar spune că și-ar dori ca la un moment dat să se întoarcă în România. Asta dacă în țară se vor schimba multe lucruri. Am mai fost plecat din țară, nu pentru perioade foarte lungi, dar am fost și pentru 2-3 săptămâni și nu pot să nu spun că mi se făcea dor de țară. Și mi-ar plăcea să mă întorc cândva, dar nu cred că m-aș întoarce în orice condiție. Aș vrea să, dacă m-aș întoarce, aș vrea ca după ce m-am întors să pot să fac ceva care să-mi placă și să știu că am o influență asupra lucrurilor, că pot schimba ceva. Colegii și profesorul de matematică din liceu cred că lui Laurențiu i-ar fi greu să se întoarcă în România după ce va absolvi cursurile de la Oxford. Pe de o parte a fost dotat de la familie, de la părinții lui, în primul rând și în al doilea rând a cuplat cu munca pe care a depus-o din clasele mici, de când era într-a doua, a treia, sigur, a venit aici la Vâlcea, la școala numărul 1 și după aceea ne-a făcut chiar onoarea să rămână la Lahovari, pentru că vă dați seama ofertele de a se duce la liceul turcesc din București au fost nenumărate. O să aibă foarte mult succes pentru că se vede și din ce rezultate a avut până acum și este o persoană care e construită pentru a reuși în viață. Elevul din Vâlcea are un palmares impresionant. A câștigat la concursurile de matematică 10 de premii, printre care aur de 3 ori la Balcaniada de matematică și argint la Olimpiada de matematică din Africa de Sud.